Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri, iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Un italian cu 8 clase condamnat la el în țară pentru că a pretins că este medic, a efectuat în România cel puțin o operație și a consultat pacienți. Încă un șofer inconștient care făcea live pe Facebook în timp ce conducea a provocat un accident teribil pe autostrada A3 în Cluj. Din vina lui, un microbus a răsturnat și a lovit un tir. Și speriați că aici nu au nicio șansă, tot mai mulți tineri până în 19 ani aleg să plece din România ca să-și încerce norocul prin lume. Un caz șocant zguduie lumea medicală și scoate la iveală încă o dată nepăsarea autorităților. Un italian cu 8 clase, care în țara lui parca mașini, a reușit să păcălească mai multe clinici private din România, spunând că este doctor și a făcut cel puțin o intervenție chirurgicală. În Italia a fost condamnat cu suspendare, tot pentru că a pretins că este medic. Dar la noi, suspectul consulta pacienți după ce Direcția de Sănătate Publică i-a eliberat o parafă medicală, fără ca italianul să fi prezentat toate avizele necesare. Cazul a fost făcut public de jurnaliștii de la Libertatea, iar Colegiul Medicilor din București a depus o plângere la parchet. Toate spitalele private care colaborează cu medici străini vor fi acum verificate. So, Friday night, surgery, walking, ready for party. Have a nice weekend to all of you guys. Bye, 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 bye. Ciao, ciao. Pe Facebook, Matthew Mode, pe numele său real Matteo Politi, se lăuda cu intervențiile sale medicale. Pagina lui este plină de fotografii și filmulețe, în care așa zisul chirurg estetician italian se afla în cabinetul medical. Așa își racola clientele. Francesca este una dintre tinerele care ar fi vrut să apeleze la serviciile lui. Eram interesată și vreau să îmi fac și o rinoplastie. Și văzând niște rezultate destul de satisfăcătoare, am zis, ok, hai să merg la o consultație. Prietenii mei au sărit și mi-au spus, ok, omul ăsta nu e medic. Ancheta făcută de jurnaliștii de la Libertatea arată cum așa zisul chirurg estetician este de fapt un italian cu 8 clase, care a reușit să încheie contracte de colaborare cu mai multe clinici private din București. Ba mai mult! Anul trecut, în luna decembrie, italianul a operat o femeie chiar în centrul medical Monza. Reprezentanții clinicii spun că femeia fusese consultată în prealabil într-o altă instituție medicală privată. A fost o operație de schimbare a unei proteze mamare. Primele care au sesizat că este ceva în neregulă cu medicul au fost asistentele. Așa zisul chirurg nu respecta regulile de igienă înainte de a intra în sala de operație. Nu respecta protocolul înainte de operație, apropo de spălatul pe mâini. Și, de exemplu, înainte de a intra în operație, după ce face igienizarea mâinilor, trebuie să țină mâinile în sus, nu în jos, și le ținea în jos. Și ăla a fost primul semnal de alarmă. Apoi, faptul că operația a durat de 3 ori mai mult decât ar fi trebuit să dureze. Asta a atras atenția și medicului ateist. Cum a fost posibil ca un individ cu 8 clase, culmea, condamnat în Italia la un an cu suspendare pentru aceeași infracțiune, să ajungă să opereze? Procurorii și autoritățile din sănătate au început verificările. Suspectul a încheiat un contract de colaborare cu unul dintre spitale doar pe baza unei parafe medicale, eliberată de Direcția de Sănătate Publică. Procedura spune însă că un medic străin care vrea să profeseze în România trebuie mai întâi să își echivaleze diplomele la Ministerul Sănătății, apoi să obțină avizul de liberă practică de la Colegiul Medicilor și după aceea să meargă la Direcția de Sănătate Publică pentru eliberarea unei parafe. Funcționarul Direcției de Sănătate Publică a închis ochii și a eliberat acest cod de parafă. Urmează sancțiuni administrative, urmate de cele penale. Este fals în acte. Reprezentanții Spitalului Monza spun că grupul Monza se declară parte lezată în acest context și a inițiat demersurile judiciare necesare împotriva lui Matteo Politi. Niciun alt pacient al grupului Monza nu a fost consultat sau operat de către Matteo Politi. Și reprezentanții clinicii Prestige spun că au existat mai multe discuții cu domnul Matthew Mode, care însă s-au finalizat cu neînceperea unei colaborări și spun că se vor adresa instanței ca parte civilă lezată în acest proces. În luna iunie, Ministerul Sănătății a refuzat certificarea diplomei. Colegiul Medicilor nu i-a dat dreptul pentru liberă practică. În decembrie, pe baza sesizărilor unor doctori, Colegiul Medicilor din București a cerut o anchetă a parchetului. Aceasta este atribuția procurorului, pentru că există o plângere penală care va cerceta documentele și va vedea care au fost documentele pe care le-a depus el acolo la angajatorul său, ca acela să-i dea voie să lucreze. Nu-i neîntâlnit, s-a mai întâmplat. Marketingul este mai important decât competența profesională. Colegiul Medicilor le-a cerut celor de la DSP să verifice toate spitalele private care au colaborări cu medici străini. Poliția face cercetări pentru ucidere din culpă după avalanșa din Munții Căliman, care a ucis un turist. Victima și prietenii săi ar fi intrat într-o zonă protejată cu snowmobile foarte puternice. Detalii în câteva momente.
Au apărut informații scandaloase după ce 5 oameni au fost grav răniți pe autostrada A3 în Cluj. Practic, microbuzul în care se aflau s-a răsturnat și a lovit un tir. Șoferul nu era atent la trafic deoarece transmitea de la volan în direct pe Facebook care era atmosfera în mașină. La fel s-a întâmplat și anul trecut în Ungaria. 9 români au murit tot din vina unui individ care făcea live pe rețelele sociale. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Șoferul microbuzului se întorcea împreună cu 4 călători din Slovacia. Pe A3, între Gileu și Turda, a intrat în direct pe Facebook ca să le arate prietenilor cum se circulă. Cu o mână ținea volanul, iar în cealaltă avea telefonul. Cum atenția îi era captată de ce se întâmplă pe ecranul dispozitivului mobil, la un moment dat nu a mai controlat mașina. În înregistrarea transmisiunii în direct se vede cum microbuzul intră pe banda a doua și lovește parapetul autostrăzii, iar apoi se răstoarnă și este proiectat într-un tir care mergea regulamentar. Toți cei din mașină au fost răniți. Nu mai mișcat, oameni buni! Mai dați-mi un pic de bandaj să-i pun omul ăla la cap. Sunt 5 bărbați, între 30 și 55 de ani. 3 sunt la terapie intensivă pe chirurgie, 1 intubați. Prognosticul este critic, dar să zicem, nu ne gândim totuși că se va solda cu un lucru negativ. Cunoscuții victimelor au urmărit îngroziți pe Facebook tragedia. A fost la lucru și o termina lucrarea și a venit către acasă. Ne rugăm la Dumnezeu ca să fie bine. Transmisiunile live pe Facebook au devenit un fenomen periculos pe șoselele din România. Bogdan Marișca este pilot de raliuri și într-o demonstrație pentru știrile Pro TV a explicat care sunt riscurile folosirii telefonului mobil la volan. O luare de telefon în mână înseamnă minim 6 secunde atenție la telefonul mobil. La 40 de km pe oră, în 6 secunde, facem vreo 65 de metri. La 130 de km pe oră, în 6 secunde facem peste 200 de metri. Gândiți-vă că mergeți cu 130 de km pe oră pe autostradă și cineva spune mâna timp de 6 secunde la ochi și nu vezi nimic în față. Anul trecut în Ungaria, 9 români și-au pierdut viața din cauza unui șofer ce făcea live pe Facebook în timp ce conducea. În urma accidentului de atunci, 17 copii au rămas orfani. Atragem atenția conducătorilor auto, în special a celor care sunt îndrăgostiți, să spunem, de telefonul mobil și care îl folosesc în mod excesiv, să înțeleagă riscurile la care se expun atunci când aleg să folosească telefonul în momentul în care se află la volan. Ministerul Afacerilor Interne a scris un proiect de lege prin care cere înăsprirea pedepselor. Șoferii riscă să rămână o lună fără permis și să plătească o amendă de câteva mii de lei dacă folosesc telefonul în timp ce conduc. Proiectul urmează să fie trimis în Parlament. 7 muncitori au fost prinși într-o explozie de proporții produsă la o hală de îmbuteliere a gazului din localitatea Ștei, Bihor. 4 dintre ei sunt în stare gravă. Autoritățile fac verificări pentru a afla ce s-a întâmplat. Deflagrația a fost urmată de un incendiu violent. Apropiații victimelor sugerează că totul ar fi pornit de la o scurgere de gaz. Zece muncitori se aflau aseară în interiorul halei. 7 dintre ei au fost aruncați la pământ de suflul exploziei. Echipajele de urgență au sărit în ajutor cu 18 autospeciale. Gata, deblochează. Răniții au fost transportați la spitalul de urgență din Oradea, unde îi așteptau medici chemați de acasă. Sunt monitorizați în permanență și nu vor fi deocamdată transferați. Patru în stare gravă cu arsuri la nivelul căilor aeriene superioare și extremității cefalice. Celalți 3 sunt cu leziuni de gravitate mică și medie. Inspectorii de muncă și pompierii vor stabili cum s-a produs dezastrul. Conducerea halei de îmbuteliere a gazului de uz casnic nu a oferit deocamdată detalii despre acest incident. Firma a prezentat documentele solicitate de inspectorii de muncă, având autorizațiile necesare de bună funcționare în conformitate cu prevederile legale. Urmează să întocmim un dosar de cercetare a acestui eveniment colectiv de muncă. Ce putea să ducă la producerea deflagrației? Încă nu se știe absolut nimic. Organele abilitate cercetează și în momentul de față. Pericol pentru clădirile din prejur? Nu, n-a fost niciun pericol pentru clădirile din prejur. Surse din anturajul răniților spun că explozia s-ar fi produs din cauza scurgerilor de gaz și a folosirii focului deschis în interiorul halei.
Ancheta în cazul avalanșei din Munții Călimani, în urma căreia un bărbat a murit, a fost preluată de poliție. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și încearcă să afle cine este vinovat pentru cumplitul accident. Salvamontiștii spun că între momentul în care s-a pornit avalanșa și cel la care a venit apelul de urgență au trecut mai multe ore, iar asta i-a contrariat. Cei trei bărbați care au fost surprinși de avalanșă în Munții Călimani au intrat cu snowmobilele într-o zonă unde este rezervație naturală și nu ar fi avut ce să caute acolo, a anunțat astăzi poliția. Fapta lor este considerată contravenție și, potrivit legii, se sancționează cu o amendă între 5.000 și 10.000 de lei. În plus, pentru că în urma incidentului un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața, acoperit de valul de zăpadă, a fost deschis un dosar penal. Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Ancheta pornită de poliție este abia la început. Deocamdată nu se știe ce a declanșat avalanșa și dacă vina pentru nenorocire le aparține celor trei bărbați. Verificări se fac și pentru că salvamontiștii afirmă că supraviețuitorii au anunțat târziu accidentul la 112. Avalanșa s-a declanșat pe timp de zi, deci presupunem că jur de ora 5. 4:30, 5. În schimb, anunțul la 112 a fost făcut la 21:30. Au fost semnal la telefon acolo și putea să anunțe. Cei trei bărbați surprinși de avalanșă aveau snowmobile cu motoare puternice. Obișnuiau să meargă deseori în zone greu accesibile, cu multă zăpadă și obstacole grele, la fel cum este și locul unde a avut loc accidentul. Cunoșteau riscurile, dar ignorau orice pericol. Extrem înseamnă să nu te duci pe drumuri, să nu te duci pe o pârtie bătută, ci te duci în pădure, te duci în zăpadă mare, unde nu sunt urme, deci nu se duce nimeni. Prăpastie, unde apuci. Dacă cineva se duce într-o zonă unde există pericol de avalanșă, chiar se poate muri. Deși foarte periculos, acest sport extrem, denumit snowcross, are tot mai mulți adepți în România. Cei care îl practică sunt în principal oameni cu bani, care își permit să investească 10.000 de euro în snowmobile puternice, greu de prins din urmă de cele ale rangerilor care păzesc rezervațiile. Vin în zile pe care noi nu le știm. Vă dați seama că n-or să ne anunțe, vedeți că venim să facem sport extrem în zona Parcului Național Căliman, cunoscându-se faptul că este interzis. Rangerii au schi de tură și nu sunt la nivelul în care se poate controla un snowmobil în condiții extreme, pe când ceilalți sunt profesioniști și ei intră pe oriunde, deci nu intră pe traseu turistic, practic ei intră pe unde vor. În România este interzis accesul cu mijloace motorizate în rezervațiile naturale, dar și în păduri, fără acordul proprietarului. Zeci de mii de pești au murit în lacurile din jurul Bucureștiului, iar întreaga zonă miroase înfiorător. Proprietarii bălților spun că dezastrul ecologic a fost provocat de deversările de la cartierele rezidențiale și vilele de pe marginea apei, însă reprezentanții dezvoltatorilor imobiliari au negat acuzațiile. În vreme ce Garda de Mediu a declanșat o anchetă, mai mulți localnici au început să strângă peștele mort, deși au fost avertizați să nu îl consume. Muriți, mă, cu ăsta, ascultă ce spui, nu mai luați. Ce? N-a murit? Dar nici bine nu țeste. Toată vara a dat toată lumea la pești la Udite, n-a avut nimeni nici pădrat. Bărbații strângeau pești morți de pe o baltă administrată de Apele Române. Deși autoritățile i-au avertizat să nu mănânce acești pești, mulți își văd de treabă. Zeci de mii de pești au murit pe toată salba de lacuri, care începe din apropierea orașului Otopeni, trece pe lângă localitățile Tunari, Ștefănești și ajunge până la râul Dâmbovița, la ieșirea din București. Problemele au apărut din primele zile ale anului, atunci peștele a început să agonizeze. În această baltă, de pildă, ar fi cam 15 tone de pește. De fapt, a fost, spun administratorii bălții, pentru că tot peștele a murit deja. Din cauza deversărilor necontrolate. De la cine? De unde? De stațiile de epurare, cartierul rezidențial Cosmopolis. Vă arăt rapoarte de analize, depășiri de 32 de ori la amoniu. Da. Vă arăt procese amoniu, verbale. Ce este periculos pentru pește amoniu? Păi consumă oxigen din apă. Mai multe conducte deversează reziduri, care fac aerul greu de respirat în întreaga zonă. Să vedem ce pot să spună ei dacă asta este o apă epurată. Mirosul de aici cum l-ați caracterizat? Lăsați-mă că... Ce nu vedeți cum este aici? Că nu poți... M-am îmbolnăvit de ficat aici cu ea. Reprezentanții Cosmopolis susțin însă că apa uzată din cartier este preluată de stațiile de epurare din Ilfov, iar conducerea județului Ilfov spune că stațiile nu au nicio problemă și în niciun caz nu poluează lacurile. Pe fir au intrat cei de la Garda de Mediu, care au declanșat o anchetă. Vom face din aproape în aproape verificări până vom identifica sursa. Mirosul nu este specific apelor uzate menajere. Cei care vor fi găsiți vinovați riscă o amendă de 80.000 de lei.
Avem motive serioase de îngrijorare. Numărul tinerilor de până 19 ani care pleacă din țară crește de la an la an. Sunt absolvenți de liceu speriați că aici nu au șanse să realizeze ceva. Astfel, golul de pe piața muncii se adâncește periculos. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, crește îngrijorător numărul celor până 19 ani care părăsesc țara. Sunt cu peste 30% în 2017 față de 2015. Anca a ales să studieze în Marea Britanie imediat ce a terminat liceul și nici nu se gândește să se mai întoarcă în țară. Nu sunt mulțumită de ce mai era în țară. Cel mai probabil voi pleca în America. Adică am zis că până în 30 de ani aș vrea foarte mult să călătoresc prin lume și să experimentez cât mai mult, să văd foarte mult. Bianca și Ioana sunt eleve în clasa a 12-a și se pregătesc să plece în această toamnă la Oxford. În România nu este un mediu foarte competitiv pe fizică. Tu cum crezi că îți va fi mai bine, acolo sau aici? Emoțional, probabil aici, din punct de vedere financiar și, mă rog, profesional, acolo. Am o prietenă care a plecat anul trecut, o prietenă care a plecat acum 2 ani și cu cât am văzut că se poate, atunci am încercat și eu. Potrivit unui studiu UNESCO publicat recent, probabilitatea să emigreze tinerii cu școală este de 4 ori mai mare prin comparație cu cei care au doar studii primare. De-a lungul anilor și femeile au prins mai mult curaj să lase tot și să își încerce norocul. Un calcul realizat cu ajutorul datelor Eurostat arată că în 2016, 63% dintre tinerii plecați din țară pentru studii superioare au fost fete. Cele mai multe au preferat Italia și Marea Britanie. Cei care pleacă sunt de cele mai multe ori printre cei mai buni elevi pe care școlile românești le-au. Toate aceste plecări lasă descoperită piața muncii, spun specialiștii. Deja simțim o mare criză de forță de muncă în România, dar pe lângă această criză de forță de muncă, cu siguranță baza de impozitare va fi din ce în ce mai mică. Pleacă și inteligența din România, majoritatea oamenilor capabili, și asta se va resimți cu siguranță în viitor. În 2017, aproape 220.000 de români au lăsat totul în urmă. Este cel mai mare număr de emigranți din ultimii 7 ani. În timp ce părinții își văd de treburile lor, copiii petrec periculos de mult timp pe internet. Grav este că unul din 10 băieți a și trimis fotografii cu caracter intim unor persoane întâlnite doar online. Detalii în câteva momente. Urmează scumpiri după ce costurile companiilor românești au crescut cu 10-20%. Iată anunțul făcut astăzi de antreprenorii români care susțin că ordonanța 114 dată de guvern la finalul anului trecut îi lovește din plin. Patronii vorbesc despre faptul că și-au amânat investițiile programate și își refac bugetele după ce tarifele pentru chirii, energie, internet și transportul s-au majorat de la o lună la alta. A trecut o lună și jumătate de când guvernul a aprobat ordonanța 114 care a introdus taxe în domeniul bancar și le-a mărit pe cele din energie și telecomunicații. Atunci oficialii spuneau că măsurile vor ajuta companiile românești. Din contră, spun organizațiile de afaceri de la noi. Suntem foarte îngrijorați. Această ordonanță va avea impact asupra modului în care noi, întreprinzătorii români, ne finanțăm. Costul cu finanțările, cu finanțarea va crește și nu numai, mă refer aici doar la investiții, ci și la activitatea de zi cu zi. Pur și simplu, comisioanele bancare, orice costuri legate cu banca, vor fi mai mari pentru întreprinzătorul român. 2. Costurile cu energia. Deja înregistrăm 15-20% creșteri, ne așteptăm la încă 15-20%. Toate companiile au reînceput din nou să-și reanalizeze partea de buget. În loc să ne vedem de business cum ar veni de un început de an, ianuarie, februarie, în care vrem să pornim toate motoarele, să le turăm. Acum și statul și companiile. Și refacem din nou cu toții bugete și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Punem pe hold investiții, evident, cu un impact negativ. Veștile vin după 2 ani buni pentru firme, ani în care creșterea consumului a adus profituri importante. În 2018, volumul cifrei de afaceri din comerț a încetinit la jumătate față de 2017, după ce am avut o inflație record pentru ultimii 5 ani, potrivit datelor anunțate astăzi de Institutul Național de Statistică. Iar patronii se pregătesc acum pentru noi scumpiri, dar și pentru pierderi. Nu putem să creștem prețurile cu 10, 15, 20%. Că nu, că consumatorul român, românul nu este dispus să plătească pentru servicii sau produse costuri atât de mari. Dacă ne așteptam la o inflație de, eu știu, în jur de 5%, astăzi probabil că realist, dacă lucrurile nu se schimbă în predictibilitatea măsurilor luate de guvern, ne putem duce spre 10-12%. Oamenii de afaceri spun că, dacă nu vor fi modificate, noile taxe vor afecta atât bugetele lor, dar și economia în ansamblu.
Final dramatic de cursă pentru Tiberiu Șeriu. După 20 de ore, temerarul a fost nevoit să abandoneze competiția Yukon Arctic din cauza degerăturilor suferite la picioare. El a fost transportat de urgență cu un elicopter la un spital din Canada. Acasă, cei din familie și prietenii stau cu sufletul la gură și speră să nu-i fie amputate membrele, așa cum au pățit doi concurenți anul trecut. Ușeriu concura pentru a strânge bani ca să-și realizeze noul vis, Via Transilvanica. Așadar, chiar dacă a ieșit din cursă, îl puteți sprijini donând orice sumă pentru această cale de drumeție care vrea să arate lumii România frumoasă. Tiberiu Ușeriu a ajuns pe locul 3 la cel de-al doilea checkpoint al cursei de la Cercul Polar, după 98 de kilometri de mers prin frig la temperaturi de minus 38 de grade Celsius, printr-o zonă sălbatică a Canadei. Era obosit și nu își mai simțea picioarele, iar la controlul de rutină doctorii au spus că gerul i-a distrus țesuturile și l-a oprit. Deci m-a scos afară din cursă. Am pus, m-am culcat și când m-am trezit, m-au controlat ăștia și mi-au găsit degete degerate. Da, mi-au degerat piciorul drept, toate degetele. Au zis că e drumul foarte rău și o să n-are cum să mă ducă cu snowmobilul și acum vine elicopterul după mine. Cred că i s-a întâmplat asta atunci când se odihnea. Cred că nu a fost destul de bine îmbrăcat, din păcate. În 72 de ore o să știi mai multe, dar se pare că nu trebuie să-i amputeze nimic. Tiberiu Ușeriu a fost transportat de urgență cu un elicopter la spitalul Whitehorse din Canada. Medicii de acolo i-au acordat îngrijiri și îi monitorizează leziunile. Tiberiu este optimist și a transmis fratelui aflat în România că speră că își va reveni curând. Nu-i grav, asta măcar zim. Bă, nu știu, Alin, habar, da. Eu nu știu cum să, nu știu cu ce apă, știu, că trebuie să-mi facă niște infiltrații cu nu știu ce, ca să repună în circulație, că mi s-a dat să le caute. Nu l-am auzit de multă vreme așa necăjit. Problema lui era că l-a scos din cursă și cred că a fost foarte bine din punctul acesta de vedere, că eu cred că se ducea mai departe dacă nu-l controlau, așa cum îl cunosc eu. Ca să-l citez, zice, ăștia iau cam prea în serios treaba. Pe rețelele sociale, sute de români au transmis astăzi lui Tiberiu mesaje de încurajare. Tot eroul nostru rămâi. Hai acasă, fă-te bine și învață-i pe tineri curajul și drzenia. Tibi, fă-te bine și revin-o mai puternic, ca de fiecare dată. Anul viitor câștigi maratonul, fac pariu. Tibi se va însănătoși. Misiunea noastră este să ducem la capăt Via Transilvanica. Tiberiu Ușeriu s-a înscris în maratonul Yukon Arctic de la Cercul Polar ca să promoveze proiectul Via Transilvanica, o cale de drumeție de 1000 de kilometri care va lega 10 județe ale României. În ultimii ani, nimeni nu a reușit să ducă la bun sfârșit cursa infernală de 700 de kilometri de la capătul lumii. În 2018, un italian s-a pierdut pe drum și a suferit degerături atât de îngrozitoare încât medicii nu au avut de ales și i-au amputat mâinile și picioarele. Din același motiv, unui alt concurent i-au fost amputate 3 degete de la piciorul stâng. Este perioada în care bucătarii și fermierii stau la aceeași masă și stabilesc meniurile de succes. Astfel, gospodarii au început să cultive legume de care nu auziserăm până acum, în defavoarea celor clasice. În timp ce privații încearcă să-și facă o strategie coerentă, Ministerul Agriculturii nu are încă un plan în privința culturilor pe 2019. Această sfeclă albă și cu suratele, sfecla cioghia și sfecla galbenă sunt o parte din legumele care au mers bine anul acesta, lumea căutând altceva. Noi am cultivat, am educat consumatorii. La început, clienții priveau cu reținere leguma, dar Alina nu s-a lăsat și ca să-i convingă să cumpere, le-a făcut carpaccio, adică a tăiat feliuțe subțiri pe care l-a marinat în oțet de mere. Pentru că a fost perseverentă, anul trecut, într-o singură săptămână, vindea peste 400 de kilograme de sfeclă albă, galbenă sau chioggia. Și mangoltul, sfecla de frunze sau kale, varza primitivă de origine nordică, au avut succes în 2018. Suntem în cel mai mare solar care îl avem construită, 120 de metri lungime, în care am avut... Mango, niște sfeclă albă, foarte bine a mers. O creștere substanțială au sesizat fermierii și la nap, o legumă crocantă, pe care în trecut o mâncau porcii. Aceasta este o altă legumă veche, dar uitată, pe care bunicii noștri o mâncau încă de când erau mici, culeasă direct de pe câmp. Se numește topinambur sau napul porcesc, iar rădăcina este comestibilă. E o rudă cu floarea soarelui, are un gust interesant, însă este greu de descris dacă nu-l încerci. Se poate folosi însă sub diverse forme, crud, prăjit sau la abur și mai mult este recomandat și în tratamentul de diabet. Iar bucătarii au început din ce în ce mai mult să prefere aceste ciudățenii și așa cum se obișnuiește la fiecare început de an, negociază cu fermierii. Noi programăm întâlniri în care să stabilim un calendar pe care noi să ne bazăm pe următoarele culturi. În baza experienței fermierilor,
ne programăm următoarele preparate în meniu, care se bazează strict pe ce ne oferă dânșii. Anul acesta am început și începem mai devreme să discutăm cu ei și să le propunem planul nostru de cultură. În timp ce fermierii particulari au o strategie bine pusă la punct împreună cu cei din industria restaurantelor, Ministerul Agriculturii nu ne-a putut furniza astăzi un plan coerent al culturilor din 2019, tocmai pentru a evita greșeala din alți ani, când zeci de fermieri cultivau aceeași plantă și rămâneau cu ea pe câmp. Ne-au transmis însă că va continua programul de roșii, în timp ce sprijinul pentru cei care cultivă usturoi este încă la stadiu de proiect. Un raport Salvați Copiii arată cât de mult timp petrec elevii români pe internet și la ce riscuri se expun, fără ca părinții și profesorii lor să realizeze pericolul. Jumătate dintre elevii de gimnaziu și de liceu au primit mesaje online cu conținut sexual, iar unul din 10 băieți a și trimis fotografii sau filme cu caracter intim unor persoane întâlnite doar pe internet. Cercetarea arată că adulții fie nu știu, fie nu au timp să verifice periodic profilele pe care adolescenții le creează. Din momentul în care te trezești dimineața, da, cât de repede te uiți la telefon? Cum mă trezesc? Înainte să te speli pe față sau după? Înainte. 13% dintre copiii români spun că li se întâmplă frecvent să nu mănânce sau să nu doarmă ca să intre pe net. Copiii nu mai comunică sau comunică majoritar cu colegii în mediul online. Mediul online devenind o a doua existență. Unul din trei copii comunică pe internet cu persoane pe care nu le cunoaște în viața reală. De multe ori, nici părinții nu cunosc și nu încearcă să supravegheze această viață paralelă. Chiar dacă adulții le permit copiilor să-și facă profile online, ar trebui să filtreze și să verifice periodic conținutul. Jumătate dintre cei prinși în cercetarea Salvați Copiii spun că au primit mesaje cu conținut sexual pe internet. Unul din cinci mărturisește că prietenii virtuali i-au cerut fotografii sau înregistrări în care să își arate părțile intime. 10% dintre băieți recunosc că au trimis ei înșiși mesaje cu caracter sexual. Am primit rapoarte vizând conținut ilegal pe internet de la 6400 de adrese pe care le-am raportat mai departe. Ai cont pe o rețea de socializare? Da. Cu de cine? De mine. 27% dintre adolescenții între 12 și 17 ani afirmă că în zilele obișnuite de școală petrec mai mult de 6 ore pe internet. Procentul depășește 48% în vacanțe și în zilele de weekend. Și pe măsură ce ajung să butoneze mai mult de jumătate din timpul în care sunt treji, crește și riscul de a publica informații pe baza cărora să poată fi cu ușurință identificați și localizați. 72% recunosc că au publicat poze în care apar și cu fața. 35% au dezvăluit numele complet, 34% școala în care învață și 32% dau întotdeauna check-in din locurile în care ajung. Interdicțiile absolute sunt practic imposibil de impus copiilor mai mari. Există totuși filtre pentru limitarea accesului sau a timpului petrecut pe rețelele sociale. Dispozitivele pot fi setate să raporteze zilnic sau săptămânal site-urile vizitate. Dar cele mai importante sunt comunicarea deschisă și relațiile solide din familie. Salvați Copiii lucrează la acreditarea unui curs de siguranță online pentru profesori. Conduceți agresiv sau împrumutați mașina unor șoferi neexperimentați, atunci prețul asigurării obligatorii, adică polița RCA, ar putea crește. La fel și dacă locuiți într-o zonă aglomerată unde se produc numeroase accidente. După ce le-a dat o amendă istorică pentru că s-ar fi înțeles artificial să ridice prețurile, Consiliul Concurenței le recomandă asiguratorilor să ia în calcul și aceste criterii când stabilesc tarifele. Tot la recomandarea Consiliului, polițele de o lună introduse recent ar putea dispărea. Între 2014 și finalul anului 2017, prețul mediu al poliței RCA a crescut cu o treime, de la puțin peste 400 de lei până la 529 de lei. Prețul a coborât înapoi la finalul anului trecut, până la 440 de lei. Întâmplător sau nu, exact când asigurătorii au fost investigați, apoi amendați de Consiliul Concurenței. Au discutat între creșteri de preț, au pus presiune asupra concurenților lor, cerându-le să crească la rândul lor prețurile. Este a doua cea mai mare amendă dată în istoria Consiliului, peste 50 de milioane de euro. În același timp, Consiliul Concurenței a făcut și un set de recomandări pentru un preț corect al acestor asigurări pe care șoferii sunt obligați să le încheie. În calcul să fie introduse noi criterii de risc, cum este cel al zonei. Șoferii să folosească un gadget care să arate dacă au un stil de condus agresiv sau liniștit. Prețul poliției să țină cont și de alți șoferi care conduc mașina, dar și de istoricul acestora. Ultimele două apar deja în lege, dar nu sunt aplicate. Procedeul însă e unul mai greu, pentru că fiecare persoană ar trebui să meargă la poliție, să-și ia un cazier auto cu amenzi și apoi, în funcție de acel istoric, să se
oferă o altă primă de asigurare. Practic, el nu funcționează acum. Este necesară și plafonarea costului pentru despăgubiri, spune Consiliul Concurenței. Legea actuală le permite serviciilor să ceară oricât pentru reparații. Un client care merge cu mașina fără asigurare plătește de până la aproape 4 ori mai puțin decât un client care deține asigurare și reparația respectivă se decontează de asigurător. Lucru care nu face decât, într-un final, toate costurile despăgubirilor să crească și asta se poate reflecta în prime. O altă recomandare ține de durata poliței. În ultimii 2 ani, de când a fost introdusă polița pe o lună, a crescut și numărul celor care ajung să circule fără asigurarea obligatorie. Biroul asiguratorilor a înregistrat o dublare a dosarelor celor neasigurați, așa că s-ar putea reveni la polițele pe 6 luni și 1 an. Cel puțin asta recomandă Consiliul Concurenței. Potrivit asigurătorilor, între 5 și 10% dintre mașinile care circulă în România nu au asigurarea obligatorie. Codruța Chioveș este favorită pentru preluarea șefiei parchetului european. Fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție mai are însă de trecut câteva hopuri. Are nevoie de avizul Parlamentului European, apoi de votul din Consiliul Europei. Primul adversar al lui Chioveș s-a declarat deja ministrul Justiției din România, Tudorel Toader, care a anunțat că va încerca să împiedice numirea ei. Parchetul european se va ocupa de anchetarea fraudelor făcute cu bani europeni. Laura Codruța Chioveș este în vârful unei liste de 3 procurori aleși de o comisie tehnică independentă. O listă pe care, susțin surse de la Bruxelles, se află un magistrat francez și unul neamț. Cei 3 au fost propuși pe baza unor criterii de evaluare pe care deocamdată doar ministrul Justiției Tudorel Toader le contestă. Laura Codruța Chioveș a dovedit capacitate de a conduce această luptă la nivelul României și de aceea panelul a și stabilit-o ca fiind prima calificată, poate să o facă și la nivel european. Ca să devină șefa parchetului european, Chioveș are nevoie de avizul Comisiei de Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European, iar numirea în funcție depinde de votul final din Consiliul Europei. Parchetul european va trebui să devină funcțional în mai puțin de un an, de la 1 ianuarie 2020, iar miza este una uriașă, protejarea bugetului Uniunii Europene în condițiile în care fraudele cu fondurile comunitare ajung la câteva miliarde de euro, iar cele cu TVA la câteva zeci de miliarde. Procesele cu fraudele investigate de parchetul european vor fi judecate de instanțele naționale și tot ele vor putea dispune și măsurile preventive. Parchetul european este competent să îi cerceteze, să îi urmărească și să-i dea în judecată pe autorii și pe complicii infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Cei care credeau că vor beneficia de impunitate vor avea neplăcuta surpriză să vadă că pot fi în continuare închetați. Toată bătălia pe care au dus-o în România vreme de 2 ani pentru a modifica legile justiției, pentru a tăia elanul anticorupției, ar putea să fie pierdută pur și simplu pentru că lupta se mută la Bruxelles. În cazul fraudelor cu fonduri europene de până în 100.000 de euro, parchetul european poate dispune ca cercetările să fie făcute de parchetele naționale, în cazul României de Direcția Națională Anticorupție. Însă toate aceste investigații trebuie făcute sub stricta supraveghere a procurorului șef european. Dacă va ajunge șefa parchetului european, Laura Codruța Chioveș va avea un mandat de 7 ani și va răspunde doar în fața Parlamentului European și a Consiliului Europei. Se va bucura însă de independență deplină, iar în mandatul său va fi ajutată de colective de conducere care nu vor putea fi influențate politic, nici din țară, nici de la Bruxelles. După numirea șefului parchetului european, România va trebui să propună cel puțin 3 procurori europeni, unul pentru structura centrală și 2 care vor face anchete la București. Mare atenție dacă primiți apeluri telefonice sau mesaje suspecte pe calculator. Poliția română anunță că un val de escrocherii cibernetice internaționale a ajuns și în România. Sunt vizați în special vârstnicii care încă utilizează telefonul fix, dar folosesc și un computer. Mai mulți români au căzut deja în plasa hackerilor, iar unul dintre ei a pierdut 10.000 de lei. În ultimele zile suntem sunați de persoane care se recomandă a fi de la Microsoft. De peste 3 luni sunt deranjat de pe un număr de fix, o reprezentantă Microsoft. Nu știu ce vrea. Acestea sunt doar câteva dintre reclamațiile pe care mai mulți români le-au trimis companiei Microsoft. Fie că sunt sunați, fie că sunt alertați printr-un astfel de mesaj care apare pe ecranul calculatorului, hackerii încearcă să-i păcălească și le spun că au computerul infectat și riscă să piardă toate datele. Apoi, tot hackerii se oferă să-i ajute să rezolve pas cu pas problema, ghidându-i prin telefon. Fără să-și dea seama, oamenii le oferă pe tavă accesul în propriul calculator.
Încearcă să se inducă ideea de urgență foarte convingători, inclusiv să prezinte legitimații false ca să se facă credibil. Au răbdare, stau la telefon zeci de minute, chiar oră. Din aplicație în aplicație, folosind metode de tip social engineering, se ajunge să se curețe și aplicațiile de internet banking. Odată obținut accesul la aceste aplicații, bineînțeles că autorii transferă sumele de bani găsite în conturi personale. Deocamdată, 7 oameni au făcut plângeri la poliție. 2 dintre ei au pierdut 10.000, respectiv 3.000 de lei din conturi. Autoritățile se tem că aceste cazuri deocamdată izolate pot deveni un fenomen, așa cum s-a întâmplat în alte țări, unde sunt mii de victime. Unii oameni au pierdut zeci de mii de euro. Ca să nu ajungeți în această situație, protejați-vă computerul. Foarte multă lume uită chestia asta, actualizarea tuturor aplicațiilor care rulează pe Windows. Și încă ceva, nu vă panicați și încercați să vă păstrați calmul. O companie precum Microsoft nu vă va suna niciodată să vă anunțe că aveți probleme cu laptopul. Aceasta este responsabilitatea utilizatorilor. Deși suntem încă departe de sezonul estival, litoralul este animat în această săptămână de turiști dornici să facă aerosol, tratamente spa sau pur și simplu să se odihnească. În plus, copiii sunt în vacanță, iar temperaturile se anunță blânde la malul mării. O cură cu aerosoli marini este binevenită pentru imunitatea organismului. Ca să aibă efect, medicii recomandă 10 zile de plimbări pe malul mării la răsărit și la apus. De preferat sunt zonele în care valurile se sparg de stabilopozi, iar în aer sunt eliberate particule fine de apă sărată, care fluidifică secrețiile bronșice și nazale, reglează activitatea sistemului imunitar, ajută la armonizarea proceselor cerebrale, iar mintea devine mai limpede. Aerosolii sunt un tip de tratament cu beneficii maxime și rapide. Se ușurează respirația. Inițial, persoanele care au o încărcătură bronșică, secreții sau particule sau fumătorii cronici, așa, pot simți la un moment dat că elimină aceste secreții. La cele două sanatorii de la Techirghiol, medicii au deschis un laborator special cu aerosoli provenind din apa lacului. Da, se simte, se curăță căile respiratorii nazale, se simte și în gât. Cam o problemă legată de sinuzită și ceva legat de rinofaringită și mă simt foarte bine. Aici facem tratament în general cu apă de ghiol. La indicațiile stricte ale medicului se fac și cu substanțe medicamentoase. Cele 20 de hoteluri deschise pe timp de iarnă pe litoral sunt pline acum și pentru că sunt copii în vacanță. Cele cu centre spa au fost primele ocupate. La un hotel de 4 stele cu spa, un pachet de o săptămână cu 3 tratamente zilnice incluse costă aproape 1300 de lei de persoană. Este la grădiniță și este în vacanță. Acum și-am spus să ne mai relaxăm puțin. Am prins o vacanță la școală și părinții și eu am vrut o vacanță și am ales hotelul ăsta pe iarnă și vrem la mare. Am văzut spa-urile, lucrurile de aici ne-au plăcut, e multă relaxare. Este plăcut și pentru deconectare, pentru concediu, pentru odihnă, este excelent. Deci ne încărcăm și bateriile, dacă refacem și sănătatea, cred că e un obiectiv atins. În această perioadă gradul de ocupare este de 100%. Clienții aleg hotelul datorită centrului spa pentru piscină. Săptămâna la mare se anunță una bună și din punct de vedere meteorologic. Ziua temperaturile vor fi pozitive. Un incendiu violent izbucnit într-un bloc dintr-un cartier elegant al Parisului a ucis 10 oameni și a rănit cel puțin 30. La spital au ajuns inclusiv 6 pompieri. Autoritățile se tem însă că bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipajele verifică fiecare locuință distrusă. Mai rău este că focul a fost pus intenționat de o locatară cu probleme psihice. Incendiul a izbucnit în jurul orei 1 noaptea, ora Parisului, la ultimul etaj al unui bloc de apartamente din arondismentul al 16-lea, un cartier chic și liniștit. Ajuns la fața locului, pompierii au găsit o scenă apocaliptică. Flammes sortaient de partout. Il y avait les gens qui hurlaient aux fenêtres, mais qui hurlaient pour leur vie. On sentait vraiment au feu, il y a le feu, il y a le feu. On entendait les gens hurler. C'était très choquant, très impressionnant. Trei dintre victime au pierit aruncându-se în gol.
Je voudrais saluer l'immense mobilisation des sapeurs-pompiers de Paris. Près de 250 personnes sont immédiatement intervenues et au fil de la nuit ont sauvé plus de 50 personnes dans des conditions réellement exceptionnelles. Vâlvata s-a extins fulgerător din cauza topografiei. Clădirea, altminteri bine întreținută, este în formă de H și se află într-o curte interioară, ceea ce a complicat teribil accesul pompierilor. Aceștia nu s-au putut servi de scările mari montate pe vehiculele speciale. Este motivul pentru care militarii au fost siliți să-i coboare pe locatari în rapel cu ajutorul unor frânghii. În plus, o curte interioară favorizează extinderea flăcărilor și fumului, căci formează un fel de șemineu. Procurorii francezi au anunțat arestarea unei femei de 41 de ani care avea un conflict cu vecinii. À ce stade, et donc avec les éléments dont nous disposons, c'est la thèse criminelle qui est privilégiée et une personne a été interpellée, une personne qui habite l'immeuble. Cette personne donc a été interpellée dans la nuit, non loin des faits, non loin de l'incendie. Imobilul, ridicat în anii 70, se află la mică distanță de Bois de Boulogne și de Arena Roland Garros, într-o zonă preferată de numeroși turiști. Am venit aici ca un frate, este declarația Papei Francis, care a făcut o vizită istorică în Emiratele Arabe Unite. Liderul spiritual al celor 1,3 miliarde de catolici din lumea întreagă a oficiat astăzi o slujbă în aer liber, în care a salutat varietatea de națiuni, limbi și rituri din această mică țară din Golf. Publicul care a așteptat răbdător venirea pontifului, fluturând stegulețe în culorile Vaticanului, a izbucnit în urale la apariția papamobilului pe stadionul Zayed Sport City. Printre cei 135.000 de participanți s-au numărat catolici veniți din 100 de țări, dar și 4.000 de musulmani. A fost cea mai amplă adunare organizată vreodată în această mică țară din Golf, care găzduiește aproximativ 1 milion de expați catolici. Fidel dorinței sale de a arăta apropierea bisericii de toate zonele planetei, Papa a venit în Emirate pentru a-i saluta pe lucrătorii imigranți, marea majoritate a lor fiind filipinezi și indieni. Ca fiu al unor imigranți italieni crescut într-o Argentină multiculturală, Sfântul Părinte este foarte sensibil la dificultățile întâmpinate de persoanele dezrădăcinate. Non è certo facile vivere lontani da casa. Sentire magari, oltre alla mancanza degli affetti più cari, l'incertezza del futuro. Ma il Signore è fedele e non abbandona i suoi. Ieri, suveranul pontif a vizitat Marea Moschee din Abu Dhabi și a ținut un discurs în care a denunțat violențele religioase. Non esiste violenza che possa essere religiosamente giustificata. Nessuno deve strumentalizzare le religioni per incitare all'odio, alla violenza, all'estremismo e al fanatismo cieco. Oppure usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Prilejuită de o reuniune interreligioasă internațională, aceasta a fost prima vizită a unui suveran pontif în peninsula Arabiei, leagăn al islamului. După un început de an tumultos marcat de cel mai lung blocaj guvernamental din istorie, Donald Trump va susține în această noapte al doilea discurs despre starea națiunii din mandatul său. Analiștii se așteaptă ca președintele să folosească un ton optimist și împăciuitor. Donald Trump merge în fața camerelor reunite ale Congresului cu o săptămână întârziere din cauza neînțelegerilor cu democrații care controlează acum Camera Reprezentanților. Pe de altă parte, este de așteptat ca președintele să insiste îndelung pe cifrele bune care demonstrează soliditatea economiei americane. Experții nu cred că Trump va anunța inițiative majore în discurs. Va pleda mai degrabă din nou pentru renegocierea acordurilor comerciale, scăderea prețurilor la medicamente și, desigur, pentru controversatul zid de la frontiera sudică. Iar pe site-ul nostru aflați despre o descoperire istorică făcută în Marea Neagră, unde turcii au găsit un submarin german care făcea parte din flota pierdută a lui Hitler din timpul celui de-al doilea război mondial. Ce poveste au submarinele și care este legătura lor cu România, aflați de pe www.știrileprotv.ro. Chinezii au intrat în noul an cu un spectacol grandios desfășurat în Beijing și în alte trei mari orașe. Oamenii își petrec de obicei noaptea de anul nou în familie, urmărind maratonul televizat.
Gala de Anul Nou Chinezesc este cel mai urmărit program din lume, cu aproximativ 1 miliard de telespectatori. Spectacolul Mamut, la care au luat parte sute de cântăreți și dansatori, dar și mii de figuranți, a fost pregătit cu luni înainte. La fel decorurile opulente și costumele elaborate. Anul acesta programul a inclus un show acrobatic, unul de arte marțiale și un segment de operă. A fost al doilea an consecutiv în care televiziunea chineză a transmis gala în format 4K. O asemenea filmare conține peste 8 milioane de pixeli pe cadru, ceea ce înseamnă de 4 ori mai multe detalii decât în formatul obișnuit.